Firea aprigă Niculina Stoican nici n-a urcat bine pe scenă că și-a vărsat năduful pe polițiștii din comuna Ionești. Fiind foarte multe mașini parcate temiri pe unde, la un moment dat s-a creat un ambuteiaj spre nemulțumirea solistei, care a fost nevoită să lase mașina foarte departe de scenă. Tot ce se vede aici este impecabil organizat, în afară de poliție. Că asta trebuia să o spun. S-a blocat intersecția, am venit pe jos. Domnii polițiști stăteau aici, 5 erau. Și când i-am rugat frumos să meargă să desfacă acolo intersecția, că mă gândesc că asta face poliția, mă întreabă dumneata cine ești. Papa Ioan Paul al II-lea. Eu sunt un cetățean, încerc să vă explic că s-a blocat intersecția. Dumneavoastră stăteau și ascultau muzică. După ce și-a vărsat năduful, solista a revenit la sentimente mai bune, dar tot a ținut să transmită o atenționare. Mi-ar fi fost mai mie dacă îl și băteam. Dar mă gândi că pe urmă mă ceartă domnul primar și zic, lasă, decât să mă cer cu primarul, mai bine nu bat polițistul. Dar bat data viitoare, îl prind eu pe undeva. Și în primul rând, trebuie să ne slujească pe noi. Poliția asta face, da? Ca să fie foarte clar că poate nu s-au uitat în fișa postului. Să se uite și să înțeleagă. Încă-mi trecut, gata, mă răcori. Chiar dacă a început concertul cu o problemă personală, Mehe din Țeanca a cântat de mama focului, scoțând la joc pe toți cei care au participat la ziua comunei Ionești.